Bună seara, oameni buni. Motivul pentru care vedeți acest mesaj este unul cât se poate de normal, să spunem, între ghilimele, în România de astăzi. Am văzut mai devreme o știre într-un ziar în Adevărul, în care trei fetițe din Turnul Severin au fost abandonate la maternitate. Acest lucru se întâmplă foarte des în România. Dar ăsta reprezintă un caz special pentru că nu este vorba de un singur copil, este vorba despre trei copii care nu trebuie separați. Și de-aia trebuie luate măsuri, de-aia am zis să fac și eu acest filmuleț. Nu contează cine sunt eu, ce fac eu, este un gras care e cătușa, nu contează ce spun eu și cine sunt eu și ce... și ce aș face eu în timpul liber sau cine aș fi sau ce ocupație aș avea. Acesta este un filmuleț, un material pe care vă rog frumos să-l distribuiți. Pe scurt, aveți numele acestor trei fete, Alexandra, Izabela și Cristina. Acum săracele sunt în maternitate. Mama lor le-a abandonat pe motiv că nu a putut să le crească. Ce se va întâmpla cu aceste fetițe? Eu am un copil acasă și încă unul care va sosi în curând. Știu cât de greu este. Este inuman, vor ajunge ori într-un centru de plasament, ori la asistenți maternali care sunt total nepregătiți pentru acest lucru. Sunt oameni care au mai avut copii, probabil în îngrijire și nu au fost în stare. Sunt oameni care împart pliante cu PSD-ul, care împart cutii de chibrituri pe la uși și li se dă un job de 8-9 milioane și copiii sunt foarte, foarte prost întreținuți. Ei au nevoie de familie, aceste fiți au nevoie să rămână cu mama lor și mama lor să primească bani. Ar fi cea mai bună soluție pentru ele. Există în România întâlniri săptămânale cu mii de oameni care se bat cu punul în piept pentru o javră de câine din fața blocului, pentru o pisică șchioapă, pentru orice și ar face greva foamei. Se dă primăria în judecată, sunt mii de procese, adăposturi, chestii, bani furați prin ONG-uri. Chiar și pentru copii, și pentru copii cu probleme, bani europeni furați, sunt organizații, ONG-uri care sunt făcute într-o gasonieră, o reclamă făcută, plătită la o televiziune și după aceea gasoniera se eliberează și nu mai există nimic acolo, nicio organizație, și se fură bani foarte, foarte mulți, la ordine 100.000 de euro, dacă nu chiar milioane de euro, și oamenii iau salarii degeaba. Nu se face nimic pentru copii, voi puteți fi Dumnezeu, eu nu știu dacă Dumnezeu ăsta mai există, voi puteți fi Dumnezeu și v-am spus, nu credeți ce crede, eu sunt un gras de pe internet. Voi trebuie să vă implicați, să ajutați, să sprijiniți și să mediatizați cazul, să ajungă unde trebuie. Televiziunea nu vor face nimic. În România televiziunile au promovat o elevă semi-analfabetă care n-a putut să ia bacul violată pe simplu fapt că a fost vorba de sex. Nu contam, nu spun dacă a fost viol sau nu. A fost o chestie sexuală pe care televiziunile au luat-o și au mediatizat-o în lipsă de... Era vară, nu erau subiecte și și-a făcut treaba cu ea, obținând un rating fantastic. Pentru copii nu face absolut nimeni nimic. Absolut nimic, absolut nimic. Într-o țară civilizată, acest copil ar fi fost răpit, între ghilimele, dacă pot să spun așa, de către mamă iubitoare. Și crescut, adică aceste trei fetițe. Voi trebuie să ajutați, voi trebuie să fiți Dumnezeu în cazul ăsta și să sunt oameni care au bani, sunt oameni care au posibilități, sunt oameni care cheltuie mii de euro pe jocuri, pe cazinouri, fiecare face ceva până la urmă cu banii lui, dar trebuie să ajutăm. Un copil este foarte greu de crescut să învețe și el primele cuvinte, să se joace cu o jucărie. Și copilele nu trebuie ținute împreună, nu de-aia mă și... Nu mă chinui, de-aia vreau să și ajut. Eu nu am posibilitatea, am încercat de multe ori să adopt un copil. Legislația din România este ucigătoare. Preferă să țină un copil în plasament ca să ofere 2-3 joburi pe lângă. Sunt oameni de la direcția copilului, 90% din oameni de la direcția copilului care sunt angajați sunt oameni de partid. Sunt oameni care nu au copii acasă. Interesativ. Eu când îmi să știu treaba asta. Sunt oameni care nu au copii, sunt oameni care nu le plac copii. Dar pur și simplu au numit acolo dintr-o chestie de partid pe banii voștri, pe banii contribuabili. Ajutați acești copii și haideți ca exemplul lor să fie unul edificator.
distribuiți mesajul, nu contează cine sunt eu și ce fac eu. Copiii ăștia trebuie ajutați, lăsați antipatiile, fiți oameni, trăim timpuri foarte, foarte grele, dar nu ni le-a făcut grele pentru că asta este. Măcar dar am luat 2% din avrea, din ce a furat Oprescu și aceste trei copile ar trăi 4 vieți, nu una. Gândiți-vă și la, și la treaba asta. Este un sistem corupt, un sistem deficitar. Românii sunt, nu sunt încurajați să fac copii. Eu când am născut nevastă, am trecut pe lângă chestia la Giulești, la maternitate, unde se făceau inseminări și unde se făcea consiliere pentru cei care nu pot să facă copii. Erau foarte mulți corporatiști, oameni cu probleme, oameni dup trecut cu mult, peste 30 de ani care nu puteau face copii. Sau și mai tineri de atât. Foarte mulți nu pot și uitați paradoxul celor care au copii, nu au cu ce să îi întrețină. Trebuie să sprijinim familia asta și să menierizăm acest caz și să dăm un exemplu prin acest caz. Este foarte greu, un copil are nevoie de... Gândiți-vă, voi care aveți câini acasă, care sunteți câinari, pisicari, oameni disperați, nu contează treaba asta și nu trebuie să ignorați mesajul meu din cauza... Un câine câte nevoie are de afecțiune, dar aminte un copil. Gândiți-vă la treaba asta, investiți-vă timpul și energia în salvarea neamului românesc, în salvarea familiei românești. Gândiți-vă câte energii se investesc pentru promovarea drepturilor homosexualilor. Pentru promovarea drepturilor, eu știu, țiganilor sau eu știu, se fac tot felul de chestii pentru rom și se fură bani. Banii n-ajung în comunități. Știți, treaba asta se știe. Haideți să ajutăm aceste trei fetițe și să fie bine. Poate cineva le poate lua, că sunt oameni cu dare de mână în țara asta. Sunt trei fetițe perfect sănătoase, n-au nicio problemă. Nu au nevoie de bani de operație, nu au nevoie să fie salvate, au nevoie de o viață mai bună. Au sărace de câteva săptămâni. Și ar fi mare, mare păcat ca cineva să nu le ajute. Haideți să nu mai fim numiți patria pedofililor, să nu mai fim numiți patria hoților, patria huliganilor, patria perverșilor. E timpul să ne schimbăm, să facem ceva pentru țara asta și noi popor, pentru că cei care sunt bogați, politicienii sau alții care au banul, sunt deja oameni bolnavi, sunt oameni compromiși, au intrat în ceea ce se cheamă circuitul banilor în natură. Haideți să facem ceva, haideți să... Cazul este în adevărul, doar căutați adevărul, tripleți, se vedem atentate și găsiți acolo cazul. Este păcat, gândiți-vă ce s-ar întâmpla, se poate întâmpla o dramă. Haide totuși să rezolvăm această problemă pentru că ne stă în putință. Nu e, repet, nu e vorba de oameni bolnavi, nu e contratimp. Dar trebuie să facem ceva. Acești copii vor ajunge să fie prea îngrijiți, vor ajunge, probabil vor sta și în case familiale, vor ajunge pe mâna unor oameni probabil despățite pe undeva, că niciun asistent nu poate lua trei copii deodată. Vor ajunge foarte, 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 foarte rău. Gândiți-vă la treaba asta. Eu știu câtă energie se consumă în creșterea unui copil, câți bani îți trebuie. Dar cel mai mult ce am este e nevoia de dragoste și ca aceste fetițe să rămână la mama lor și mama lor să fie cea sprijinită cu bani pentru a fi, pentru a întreține până la urmă. Lăsați câinăraia măcar la o campanie, lăsați pisicăraia, lăsați poponăria, lăsați orice și haideți să salvăm neamul românesc pentru... Haideți să facem ceva pentru Alexandra, Izabela și Cristina. Fiți voi Dumnezeul României. Fiți voi ceea ce trebuie pentru... Lăsați rugămintele către politicieni, lăsați rugămintele către Bogdan, care oricum nu dau. Fiți voi, poate din puținul vostru asociații, voi, eu știu, luați legătura cu poate cei din mass media care pot dona. Nu dați banii la ONG-uri, nu dați banii la asociații, dați banii în conturi directe sau luați legătura cu mama și sprijiniți-o și consiliați-o să ia copiii acasă. Eu vă mulțumesc foarte mult.